Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea sistemelor de încălzire a locuințelor și gospodăriilor cetățenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Barbu Călăraș, recomandă cetățenilor ca folosirea acestora să se respecte cu următoarele măsuri de prevenire. Nu supra-solicitați instalațiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici la aceeași sursă. În același timp, deoarece conductorii se încălzesc și izolația se topește, producând scurt circuit. Nu lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți, deoarece pot constitui în orice moment sursă generatoare de incendiu. Nu amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune, sub covoare, mochete sau preșuri, deoarece un scurt circuit poate provoca aprinderea acestora. Nu utilizați aparate electrice improvizate sau conductori electrici deteriorați sau neizolați corespunzător pentru remedierea defecțiunilor constatate la aparatele și instalațiile electrice defecte, apelați la specialiști sau la persoane autorizate. Nu amplasați perdelele sau alte materiale textile în apropierea surselor de căldură, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor. Nu supra-solicitați sobele cu acumulare de căldură și nu lăsați mijloacele de încălzire nesupravegheate sau în grija copiilor. Nu amplasați materialele combustibile la mai puțin de un metru față de mijloacele de încălzire. Nu depozitați materiale combustibile în podurile locuințelor. Nu utilizați coșuri de evacuare a fumului deteriorate sau neprotejate termic față de materialele combustibile din construcția locuințelor. Înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor defecțiuni. Pe timpul funcționării, mențineți ușița focarului închisă, iar în fața sobelor amplasați o cutie metalică de protecție în cazul căderii accidentale a jarului sau a lemnelor aprinse. Depozitați cenușa și geratecol în gropi speciale, iar în condiții de vânt, stingeți-le cu apă. Nu construiți sobele și coșurile de fum în jurul grinzilor sau altor elemente de construcție care pot lua foc. Atenție la prezența monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coșurile de fum neîntreținute corespunzător. Monoxidul de carbon este un gaz inodor și de aceea nu poate fi sezizat, iar inhalarea lui poate să ucidă. Numărul mare de incendii produse în județul Călăraș pe fondul utilizării necorespunzătoare a mijlocelor de încălzire pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale însemnate.